În comuna Mirșid încep lucrările de cadastrare gratuită a terenurilor. Cadastrarea se face prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Autoritățile locale fac acum apel la cetățeni să depună cât mai repede la primărie actele de proprietate pentru luarea în evidență. Terenurile ce urmează a fi cadastrate sunt în localitățile Popeni și Mirșid. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se pune în mișcare și în comuna Mirșid. Primăria a semnat contractul de finanțare cu Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin OCP Iselaj, a reușit să găsească 3 persoane autorizate care să execute lucrarea, iar acum urmează să înceapă lucrările și măsurătorile propriu-zise. Cetățenii sunt rugați să ducă la primărie cât mai urgent posibil actele de proprietate asupra terenurilor din zonele unde se vor face lucrările de cadastrare pentru luarea în evidență. Urmează să fie cadastrate în comuna Mirșid 1265 de parcele de teren, în suprafață totală de 1207 hectare. E vorba de terenuri din localitățile Mirșid și Popeni. La nivelul comunei există în total aproximativ 16.000 de parcele de teren. La nivelul județului, aproape toate comunele sălăjene au încheiat contracte de finanțare cu ANCPI, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Problema este că doar aproximativ 20 au reușit să găsească și persoane fizice autorizate care să dorească să execute lucrările. Asta în condițiile în care, la nivelul județului, există peste 100 de persoane fizice autorizate care execută lucrări topografice. Motivele pentru care topografii nu se înghesuie să ia astfel de lucrări sunt diverse. Unii spun că acestea se fac pe suprafețe mari de teren și nu au aparatura necesară. Alții susțin că sunt lucrări prea complexe, iar alții spun că suma pe care o primesc este prea mică. E vorba de 80 de lei pentru o lucrare, indiferent de suprafața măsurată. De altfel, și reprezentanții primăriei Mirșid recunosc că a fost greu să găsească topografi dispuși să efectueze lucrările.